Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragostea îndelung rabdă. Dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată, cât despre prorocii se vor desființa, darul limbilor va înceta, știința se va sfârși. Dragii noștri mici, nași, scumpi frați și surori, slăvit să fie Domnul Iisus! Aceasta am vrea să fie pecetea care trebuie să se întipărească, să se așeze și să se statornicească în inima noastră a tuturora. Și am citit de aici, pentru că în fața noastră avem doi tineri care vor să meargă pe un drum și vor să meargă împreună. În primul rând, ceea ce am citit este atât de valabil pentru ei și nu ne excludem și nu excludem pe niciunul din cei care în această seară suntem în locul acesta binecuvântat ca să-L lăudăm și să-L binecuvântăm pe acela care ne-a învățat această lecție. Pentru că nu vrem să aducem în fața ochilor frăților voastre sau în fața dragilor noștri mii, în fața părintelui și a sorei Iosimică și sora Cristina, care și-au luat o altă sarcină, încă o sarcină pe lângă cele multe care le au. Nu vrem și nu dorim să ne arătăm pe noi înșine. Niciodată. Vrem să-L arătăm mereu pe acela care a înființat oastea, pe acela care a așezat duhovnicește lucrarea aceasta minunată în biserica noastră bună și străbună, pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și pe toți slujitorii Lui adevărați, pe toți aceia care au făcut tot ce a fost posibil și n-au uitat nici când pe Iisus Hristos cel răstignit, căci n-am avut de gând, a zis Sfântul Apostol Pavel și Părintele Iosif, același mesaj L-a lăsat oastei și ne-a lăsat fiecare dintre noi, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. Cine ne-a învățat pe noi
dragostea. Cine ne-a învățat pe noi unitatea adevărată? Cine, dacă nu modelul desăvârșit, când e spus în rândul celor fără de lege, credinciosule și frate, înțelege că n-ai altă cale a alege decât calea ce a ales-o Domnul tău. Am citit aici, frate Iosif. Pentru că este atât de multă nevoie de dragoste. Toate se duc. Părintele Iosif trecând pe lângă casa Martei a văzut un morman demolos acolo. Dar a zis el, iată ce se întâmplă cu cele ce sunt aici și care parcă sunt. Dar dragostea Mariei dăinuiește peste veacuri. Aceasta să ne încunune și pe noi, dragi și scumpii noștri frați. Și mai ales, la început de drum, dragii noștri miri, aveți nevoie și avem nevoie și aveți nevoie de acest liant care vă poate așeza unul față de celălalt în cele mai bune raporturi. Vă poate sfătui și călăuzi unul față de celălalt întotdeauna, în orice timp și în orice vreme, și vă poate ferici și vă poate împlini și vă poate dărui tot ceea ce omenește e posibil. De aceea l-au iubit oamenii pe Dumnezeu, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca să moară pentru noi și pentru a noastră mântuire și să ne ierte pe fiecare dintre noi de toate păcatele. Avem nevoie de multă dragoste, avem nevoie de liantul acesta care ne poate face pe fiecare dintre noi să înțelegem jertfa, să înțelegem ce înseamnă să muncești cel mai mult, cum spune fratele Traian, să poți să te rogi cel mai mult, să poți să suferi cel mai mult, să poți purta sarcina și jugul cu demnitate și cinste. Ați fost chemați la un drum. Faceți cinste Domnului și Mântuitorului prin comportamentul și prin purtarea verticală, frumoasă a frăților voastre. Fiecare dintre voi, tineri dragi, care vă căsătoriți și care urmează, sunteți copiii noștri. Vă iubim așa de mult și vă prețuim așa de mult ca pe și copiii noștri. Toți frații tineri din adunare și frații noștri, noi am fost chemați în această familie binecuvântată să fim un tot unitar, să putem sări la nevoie și dragostea face lucrul acesta, să putem oferi la nevoie tot ceea ce avem ca să putem să-i salvăm pe frații noștri, să ne putem mântui pe noi înșine și unii pe alții. Liantul acesta a fost tăria din totdeauna a oștirii Domnului. Și liantul acesta a fost puternicul care a legat și a așezat pe cei doi soți să fie unul pentru celălalt. De aceea mulțumim lui Dumnezeu pentru că părinții noștri au luptat. Și atunci când a fost nevoie, așa cum obișnuiesc să spun de fiecare dată,
neamul nostru n-a fost lipsit de asemenea elemente, ci din dragoste și din prețuire pentru valorile neamului, pentru biserica neamului, pentru învățătura noastră de credință bună și străbună, învățătura ortodoxă, ei au zis, aici vom muri sau vom învinge. Așa au fost părinții noștri. Așa să fim și noi lei în această luptă, viteși în această luptă. Ne-a chemat Dumnezeu și ne-a dat Dumnezeu să gustăm din comorile sale neprețuite. Și de atâtea ori inima noastră s-a bucurat, lăuntrul nostru s-a curățat. Ne-a fericit Dumnezeu cu lucrarea aceasta binecuvântată. Și așa cum a spus fratele Traian, oastea e un fenomen unic și va fi, chiar dacă pare astăzi că nu e unită, niciodată oastea Domnului în sine însăși n-a fost dezbinată. Ea a fost, este și va rămâne un tot unitar. Cei ce iubesc pe Dumnezeu se iubesc cu o dragoste neprefăcută unii cu alții și lucrează în Duhul acesta binecuvântat, minunat și sfânt al dragostei și unității dumnezeiești. Ne-am bucurat de aceste daruri și ne bucurăm de aceste daruri. Ne simțim împliniți și credem că facem parte din această armată luptătoare a oștirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, promovând și propovăduind bucuria aceasta și părtășia aceasta pe care o dă Dumnezeu fraților, o dă Dumnezeu soților, o dă Dumnezeu prietenilor, o dă Dumnezeu acelora care lucrează cu sinceritate, acelora care nu lucrează cu prefăcătorie și cu viclenie. Am fost chemați să lucrăm așa, să nu aveți nimic de ascuns unul față de celălalt. Să fiți deschiși cu soarele, așa cum l-am cunoscut și am cunoscut pe Dumnezeu și pe frații noștri care s-au jertfit pentru această lucrare. Dragostea lui Dumnezeu să ne călăuzească și să ne învețe de fiecare dată și mereu ceea ce trebuie să facem. Avem nevoie de ea, s-o cere. Toate vor peri, a zis Sfântul Apostol Pavel, omul lui Dumnezeu, care cu ochiul lui a văzut lucruri care nu se pot vedea așa de vesne și așa de ușor. Și la mintea noastră se urcă așa de greu această cunoaștere. Este nevoie de atâta muncă, este nevoie de atâta înfrânare, este nevoie de atâta luptă în acest război nevăzut, în această stare de luptă, în această tiranie, așa cum numește Sfântul Ioan Gură de Aur, tirania păcatului. Zicem în Tatăl nostru, vie împărăția ta, da, Doamne, vie împărăția ta. Și Sfântul Pavel, venind la un priveghi, și ieri a fost la o mormântare. Și sigur că între aceste două laturi, între nuntă și moarte, sunt atâtea de cuprins, sunt atâtea de învățat. Și de cele mai multe ori nu dăm semnalul cel mai bun, cel mai pozitiv. Așa de greu cunoaștem dragostea lui Dumnezeu. Așa de greu înțelegem dragostea lui față de noi. Pentru că ne facem bilanțul fiecărei zile, fiecărei luni, poate fiecărui an, și vedem cât de deficitari suntem în a înțelege, a face această voie a lui Dumnezeu. Păcatul ne tiranizează și e un tiran
care ne desparte pe noi de Dumnezeu, zidul acesta gros pe care cu jertfă, muncă și sudoare au încercat părinții noștri să-l dărâme din țara noastră și din lumea întreagă. Ce minunat și ce frumos ar fi dacă s-ar lucra după acest dreptar și după această stare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că noi am avut și nu vrem să-i facem de rușine pe înaintașii noștri. Nu vrem să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute, să spunem și noi și să înțelegem și noi adevăratele valori. Cuvântul dumnezeiesc care crește în noi virtuțile sale, virtuțile dumnezeiești, să ne facă pe fiecare dintre noi să zicem și noi aici vom muri ori vom învinge. Aceste condiții să ne le punem mereu în fața ochilor noștri ca să fim demni urmași ai celor dinaintea noastră care au zis și ne-au îndemnat să privim la înaintașii noștri. Să privim și în ori deosebit să observăm cu atenție sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmăm credința. Să facem aceasta, să urmărim aceasta și ne va fi de folos mereu, ne va ajuta mereu. Nu putem uita, vorbea părintele mai înainte, de fratele Traian, nu putem uita ținuta înalt duhovnicească acestor oameni care au trăit printre noi. Când veneau pe la noi, încercam să nu spunem nimic, să nu întrerupe din cuvântul lor, din părtășia care a vrut să ne dăruiască și nouă. I-am fi ascultat zile și nopți în șir. Mai este astăzi așa? Nu mai este. Și sigur că singur ne facem felul acesta, singur prin neascultare, singur prin lipsă de respect de cele sfinte, singur, așa cum spune poezia, tu singur îți faci rai, tu singur îți faci iar. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și să vă ajute Bunul Dumnezeu. Ca să putem fi părtași dragostei Mariei, aceea care s-a dus și a spart vasul de alabastru de mir de mare preț, a uns picioarele Domnului Iisus și a șters picioarele Lui cu părul capului ei, simțindu-și ticăloșia ei, s-a apropiat de acela care a putut să-i dăruiască libertatea, care a putut să-i dăruiască bucuria, a putut să-i dăruiască plinătatea harului său binecuvântat. Să ne ajute Dumnezeu, dragii și scumpii noștri frați, dragii noștri miri, părinte Iosimica, sora Cristina și toți ceilalți care vă veți mai angaja în acest lucru dumnezeiesc, să putem duce munca aceasta sfântă la care ne-a chemat Dumnezeu, ca să putem avea frați născuți din nou, prunci născuți din nou, fii născuți din nou și noi înșine să grijim cu cea mai mare strictețe la această problemă a nașterii noastre zilnice, a curățirii noastre zilnice, în tot păcatul care ne înconjoară așa de leste. Și am zis, ne facem bilanțul și vedem cât de puțin bine am făcut într-o zi, cât de puțină mulțumire am adus lui Dumnezeu pentru că ne-a apărat, ne-a binecuvântat și ne-a ocrotit ca să putem zice, cum a zis prorocul Samuel, Eben, Ezer, până aici ne-a ajutat Dumnezeul nostru.
și cu aceeași credință și cu aceeași putere să credem că ne va ajuta și în continuare și ne va face să spunem și noi, cum spunea fratele Traian în poezie, și cu cât privesc în urmă, peste anii ce s-au dus, tot mai limpede zvăr fața și iubirea ta, Iisus. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Slăviți să fie Dumnezeu.